Salut! Îți mulțumesc că ai intrat pe acest video. Acesta este primul episod de podcast. Am discutat cu Mihai Alexandru Mătrăgună, fondator al Tutoriale.net. Iar în acest episod am avut ca subiect de discuție noile modalități de admitere în perioada pandemiei. Am discutat despre interviurile la firme din România, despre internship-urile anulate sau mutate remote, adică lucratul de acasă, din cauza situației în care ne aflăm. Am avut câteva intervenții mai amuzante, despre cum Mihai a lucrat la MEC în Anglia, despre educația din gimnaziu și liceu și am mai discutat totodată despre ProfiFind pe care am avut în liceu. Totodată în descriere găsești câteva link-uri mai interesante spre infonow.ro dacă vrei să înveți sau să predai informatică, spre link-uri de contact pentru mine sau pentru Mihai și câteva statistici interesante despre care am menționat în video. Dacă îți place și vrei să continuăm, nu uita să lași un like, eventual în comentarii subiecte despre care să vorbim în episoadele viitoare. Vizionare plăcută! În primul rând vreau să discutăm despre noile modalități de admitere în perioada în care ne aflăm. Ieri am aflat că Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a decis ca la toate facultățile componente admiterea să fie pe bază de dosar. E mai bună această modalitate de departajare față de o admitere susținută online? Nu știu ce să zic. Adică depinde acum și de nivelul bacului, cum o să fie bacul. Că dacă o să fie un bac mai greuț, din câte am văzut ultimele variante, par a fi puțin mai, un nivel mai ridicat față de anii trecuți. Dacă și bacul ar avea un nivel mai ridicat, dar totuși nu e corect, adică admiterea întotdeauna era mai grea ca și bacul. Dar depinde acum foarte mult. Dintr-un punct de vedere, e mai aiurea că se pune presiune pe elevi. E mai mare presiunea să iei o notă mare la bac. Că dacă te dai în bară cu bacul, mai aveai o șansă să te salvezi cu admiterea, știi? Da, uite, de exemplu, eu la bacalaureat n-am avut o notă așa de bună ca în admitere și știam că n-avem nevoie de nota din bacalaureat pentru admitere, așa că nu m-a interesat mai deloc bacalaureatul decât să îl trec și atât. Și chestia asta n-aveam o presiune așa mare pe mine, nu simțeam că e așa de complicat. Da, și de asemenea nici și eu, nu știu dacă știi, de la BAC am luat 8.55 la info. Că la ultima problemă, nu știu ce variantă mi-a venit mie în cap și n-am făcut deloc cum eram badem și dai seama că n-am luat punctele. Și cu 8.55 la info, nu prea, știi că la Iași parcă o zis că contează nota de la info sau ceva. Aveam da, parcă 75% nota la info și 25% media din BAC. Sau la mate, nu mai știu ce era. Pe mine mă interesează cei care ar fi la profil uman, ce fac dacă vor să reprofileze, să dea la info. Da, exact, uite, la asta nu m-am gândit. Că n-au nici bac la info. Dar știi pe cineva n-au de la... nici bac la info, nici la mate. Știi pe cineva de la profil uman care dă la facultatea de informatică? Nu, dar personal nu cred că știu pe cineva de la profil uman, dar cred că ar fi destule persoane. Adică unii dau la liceu, cel puțin cei care ar vrea să facă performanță, nu dau neapărat la un liceu greu, dar la un liceu mai ușor, pentru a avea mai mult timp să, să învețe pentru ceea ce interesează pe ei, în principiu informatica. Da, dar știu că acum... Și poate ar fi cazuri de persoane care ar vrea să se reprofileze. Da, știu ce zici, dar acum ceva vreme, nu sunt sigur, parcă cu 2 ani sau 3 ani, nu puteai să... Gen, s-a introdus o chestie și nu mai poți să aplici la o facultate de informatică dacă tu ai dat bacul doar din română și istorie sau ceva de genul. Nu sunt sigur, dar parcă așa m-a auzit la un moment dat, că s-a pus problema asta. Nu cred că mai există metoda asta. Adică, cel puțin, nu cred că ar mai conta chestia asta. Uite, de exemplu, la Babeș-Bolyai în Cluj, deci, admiterea reprezintă... Poate reprezenta 100% din notă dacă nu vrei să fie luat în considerare bacalaureatul la info sau la mate, nota de la mate sau la info. Așa că în cazul în care nu dai bacul la mate sau la info, 100% din medie o să fie reprezentată de examenul dat, preadmitere sau admitere. Da. Poți să bei o bere? Ok. Țiplă. E mai bună această modalitate de departajare față de o admitere susținută online? Nu. Adică, admitere susținută online? Da, în loc de... Păi în cazul nostru nu cred că o să mai fie anul acesta o admitere în format fizic,
sau dacă o să fie, probabil o să fie foarte puține persoane într-o zi, nu știu. Da, parcă Nu Cluj, știu eu nu mai care este. știu. Ce au zis ăștia de la Cluj? Se dă până la urmă online sau nu? Păi cred că prima dată a fost prezentată ca o alternativă, adică cei care nu vor fizic să dea online eventual, dar încă nu s-a anunțat nimic ca, nu știu, adică e oficială chestia asta, dar nu s-a finalizat, adică în cazul de față ar putea să transpună tot online, să dea toată lumea admitere online, indiferent de dacă vor sau nu. Dar e prezentat cazul celor care nu au un calculator. Da, sau știu că era declarația aia de onestitate sau nu? Așa am văzut parcă. Aia e pentru cei de la facultate care dau examene acum la facultate, de la poli. Ok, gata, m-am prins. Deci la poli... Na, e amuzantă situația în care ne aflăm, că profesorii pot să zic că sunt disperați, că nu găsesc metode pentru a păstra studenții, nu știu, să nu copieze și chestii de genul, dar până la urmă se putea frauda și un examen mai, și un examen fizic. Oricum se fraudează într-adevăr mai greu. Examene fizice, adică cel puțin în Timișoara, nu, hai să nu ne ascundem după degete. Adică știu că la Politehnică în Timișoara se copiază la examene, se iau și examene pe bani. Crede-mă. Deci... Eu, nu e ca și cum nu s-ar fi făcut nu asta știu. Până acum. Na, toată lumea e ipocrită și zice că online se poate copia, dar parcă fizic nu s-ar putea copia și să... Nu știu. Da, sau să se treacă pe nașpa. Na, îți dai seama... Da, până la urmă acum... Na. E vorba aia că vrem să fim mai catolici decât popa. Sau papa. Papa. Era popa. Da, era papa. Mă rog, eu sunt catolic. Eu sunt catolic și la noi nu sunt popi. Nu? Dar cum se numesc? Preoți. Preoți? Preoți, în general. Da, nu prea contează chestia asta. Ideea e că, nu știu exact, dar cel puțin pentru mine modelul ăsta de admitere pe bază de dosar nu mi se pare, nu știu, un model de urmat. Nu mi se pare ca și cum ar trebui fiecare facultate să facă așa. Păi da, dar la uite, o dacă adică privim, sunt și vremurile în care trăim. Că ce altă soluție ar mai fi? Ar mai fi să se dea 5 admiteri sau cumva să îi separe pe toți cu 3 bani și distanță sau ceva de genul și să facă 5 modele de admiteri, că doar nu dai același model în 5 zile diferite, știi? Că se inspiră unii de alții. Da, uite, asta ar fi o variantă. Da, dar asta înseamnă mai multă muncă variantă, din partea bună. Comisiei care elaborează subiectele. Și după cum știi, unii profesori sunt foarte delesători și la facultate. Deci nu numai la liceu se întâmplă asta. Da, și ar mai fi încă o chestie. Dacă ar fi 5 modele diferite, clar o să existe un model mai greu unul față de celălalt și unul mai ușor și așa mai departe. Da. Nici asta n-ar fi corect. Știi? Da, și nu le convine. O să iasă scandal, chestii de genul ăsta. Dar uite, de exemplu, dacă ar fi admiterea pe bază de dosar, n-ai putea să iei în calcul numai nota din bacalaureat. Probabil ar apărea acolo un procentaj și nota din gimnaziu la mate și info. Nota din gimnaziu? Dar eu n-am făcut info în gimnaziu. Scuze, nu din gimnaziu, v-am zic din liceu. Ah, okay, din liceu, okay. Nu din gimnaziu. M-am încurcat, scuze. Dar și dacă ar fi fost asta în cazul meu, pe mine nu m-ar fi avantajat deloc, mai ales la mate. De avea numai 5 și 6. Da, și eu la fel. La mate aveam numai 5 și 6. Bine, la info aveam 10, cum mă duceam la olimpiadă și îmi dădea prof așa din burtă. Da, nu știu. Nici ce la info n-aveam 10. Deci, nu știu dacă am avut, cred că doar în a 12 am avut în semestru 2-10 la info, în rest nu. Aveam numai 8-9, nu aveam 10. Da, dar și nu mi s-ar părea corect. Oricum mai dau gen, nici profesorii nu notează la fel. Adică una este 10 la un liceu bun, na, din Timișoara sau din Cluj, da. Și alta este 10 la un liceu, nu știu, mai defavorizat, mai de la sat. E gen, sunt altfel criteriile de notare. Nu, 10-le nu. Da, până la urmă asta ar fi un mare dezavantaj dacă s-ar adăuga chestia asta cu nota din liceu, mediile din liceu. Deci ar fi un foarte mare dezavantaj. Și în cazul în care toate universitățile adoptă această metodă, examenul de bacalaureat ar trebui să fie la un nivel mai ridicat pentru o departajare mai bună? Asta era întrebare? Da. Nu știu ce să zic. Adică sunt unii care, gen, cred că 50% sau ceva de genul e rată de promovabilitate. Unii efectiv vor să-și ia bacul și să plece dincolo. Eu când am lucrat la McDonald's în Londra,
mulți efectiv și-au dat bacul și după pa, au plecat să lucreze, știi? În străinătate. Gen... Ai lucrat la Mac? Da, am lucrat la Mac, nu știi? Jumătate de an. Nu știam asta, chiar nu știam. La... Uai, ce fain. Trebuie să-ți dau poze. Da, fain pe naiba. A fost fain prima parte, când lucram dimineața. După m-am mutat să lucrez seara și de acolo început chinurile. Mi-am dat programul peste cap. Mă rog, a fost distracție, poate vorbesc despre asta. Da, o să facem probabil un podcast viitor în care să vorbim despre poveștile noastre. Că chiar ar fi interesant să afle mai multă lume. Probabil ai deja un video despre asta, dar nu cred că l-am văzut. Nu am video. Vreau să fac, am o groază de poze de la Mac. Uai, ce fain și, ar fi. Și întâmplări și, da, sunt multe. Erai genul ăla care punea într-un pachet de 5 nuggets încă unul în plus? Da, asta am făcut, fix asta am făcut în ultima zi. Deci m-am certat cu managerul super urât. Tu erai ăla. Poftim? Tu erai ăla. Da, aici era un manager jegos, mă, dar în ultimul hal de jegos și de, cum să zic eu, zgârcit. De parcă erau banii lui, nu erau banii dite mai corporației naționale. Și ținea foarte mult, gen, să punem efectiv la fix. Și în ultima zi puneam pe casă meniu mediu sau, mă rog, mic sau ce era. Și dacă omul comanda un Big Mac, eu îi puneam porție mare de cartofi, suc în plus, șnițel în plus. Uai, de ca... Deci am dat seama cât o suferi Mac-ul. Da, o zi, nu cred că mai mult de 50 de lire n-am făcut pagubă. Dar totuși, am făcut clienții vezi fericiți. Vezi că cum spui... Deci se poate spune că n-am făcut pagubă, ci am lucrat la customer satisfaction. Am îmbunătățit. Vezi că acum spui public. Poftim? Spui public și primești... Spui acum public și primești mâine mail de la Mac. Da, bă, sigur. We see you. Pentru 50 de lire, așteptăm nu. Așteptăm în... Mamă, frate, mi s-a activat Siri, da. Că am zis și eu. Dar las, dacă e să mă... Da, interesant. Dacă e să mă dea în judecat, am și povești nașpa despre cum reîncălzeau cartofii în loc să facă alții și alte chestii care, teoretic, nu fac parte din protocol. Dar managerul le făcea că era zbăcet. Cred că... Deci nu cred. Nu cred că sunt neștiute chestiile astea, nu știu cum să zic. Mai sunt multe chestii de-astea nasoale, gen, dacă e să mă dea în judecat, am multe, cu tot cu poze de spus, despre chestii nașpa care se întâmplau, așa că să încerce doar. Cred că o să-și ia avocați destul de bun cât să evite să nu câștigi tu procesul. Pe ce avocați destul de bun când iau efectiv poze cu chestii nașpa care se întâmplă acolo? Bă, hai să nu discutăm despre asta, că da, sincer abia am mâncat. Nu, ăsta e subiectul discuției de azi. Mie doar de la Mac ce-mi place sunt doar jucăriile, pentru că ele mi-au făcut copilăria, sincer zic. Da, și eu. Sunt foarte faine. Când eram mic, numai dacă luam 10 sau ceva FB, doar atunci aveam boi la Mac, genul dată la 3 luni. Eu am doi frați mai mici și acum mă duc random pe la Mac și zic lui aia să-mi dea 2 jucării. Și treabă, numai atât? Da, 2 jucării. Păi ce le și împachetez? Păi și poți să iei doar jucării? Da, 6 lei și ceva, cred că o jucărie. Da, nu știam. Și Happy Meal-ul e 10 lei, deci nu e diferență mare. Dar nu prea-mi place mâncarea de acolo, sincer zic. Deci nu mă atrage. În Anglia nu avem voie să revenim la subiect. Da, hai să revenim. Nu? Nu, nu avem voie, gen, numai dacă e Happy Meal. Nu avem voie să dăm jucării separat, chiar dacă plăteau și o liră sau 2 lire. Nu avem voie să le dăm. Ok, cred că am făcut fraudă. Dar bine, poate aici o fi diferit. Aici cred că merge orice. Da. Deci, revenind la examenul după bacalaureat, dacă ar trebui să fie puțin mai greu, cam deraiat puțin, eu personal consider că poate până la nota 5 sau nota 6 să fie mai ușor. Cum e și în cazul de față, că nu e destul de greu, nu e atât de greu încât să, cu niște cunoștințe minime, să nu obții o notă de trecere. Da, dar și eu zic... Am putea... La mate și am putea să folosim examenul ăsta și în loc de o admitere. În cazul în care, în cel mai extrem caz. Deci, eventual, pentru o notă de 10, chiar să știi info, nu? Să fie, clasa 9, 10, 11 puțin, a 12 deloc, eventual. Pentru că în a 12 nu prea mai faci info din câte știu. Nu faci deloc. Faci bază de date și ceva cu atestatul, care e altă vrăjeală. Și nu știu, poate am putea vorbi și despre asta. Da. Că mi se pare... Atestatul, iar e o... Chestie care nu te ajută. E o chestie care nu te ajută, nu ți-l cere nimeni, pierde de timp și ai putea folosi timpul ăla să te pregătești pentru bac. Nu să... Și mai știi o chestie care nu te ajută, nu ți-o cere nimeni și o pierdere de timp? Ce anume? Facultatea? ECDL-ul. ECDL-ul.
Adevărat. Eu am dat... Da, examenul e CDL. Ideea e că profesorii promovează chestia asta, din câte știu, pentru că ei primesc un comision. Păi clar, asta vreau să zic și eu. Eu am dat IC3-ul de la Microsoft și trebuia să iau, gen, ca să promovezi IC3-ul, trebuie să dai 3 examene. Din Office, sistemă de operare și încă ceva, nu mai știu ce, cred că networking. Și fiecare modul de ăsta din cele 3 costă vreo 2 milioane sau 3 milioane. Și ghici, de unde iei modulele alea? De unde poți să le cumperi? De la profesorul tău. Și bineînțeles că profesorul, îți dai seama, ia un discount, 5%, 10%, cât o fi. Asta e și ECDL-ul, deși nu știu cum e, dar cred că e pe același principiu. Și IC3-ul sunt doar metode de a face profesorii de info în cumva. Mă rog, astea sunt românism. Că... Da, nici profesorii nu sunt, nu-i putem judeca pentru că nu sunt foarte bine plătiți. Cât să spună că dacă vine unul și le dă încă 200-300 de lei pe lună, să zică nu. Da, da, știu ce zici. Un ban în plus și nu faci mult efort. Adică ce trebuie să facă ei? Să strângă banii, să strângă o listă cu oamenii care vor să susține examenul și atât. Să trimite eventual lista și banii. Da, și din câte știu nu e obligatoriu să le dai. Doar ca să scap de competențele digitale de la BAC. Da, da, uite, competențele digitale... competențele digitale sunt susținute într-o zi. ECDL-ul trebuie să-l dai pe parcursul a mai multor zile. Păi așa e și IC3-ul. Trei zile trebuie să-ți repești. Nu-i rentabil. Dar nu-i rentabil și plus nu-i că rentabil. E prezentată așa, ca o alternativă la competențele digitale. Gen, profesorii zic că uite, dai competențele și ai o zi în plus să te pregătești pentru BAC. Păi oricum nu te interesează, competențele alea nu se iau în calcul, gen. De ce, cu ce salvezi, eu zic, că poți să le și pici, că oricum nu contează la final. Și le prezint așa, un pachetează ca pe o alternativă și să te facă să cumperi. Din câte știu, competențele digitale sunt doar pentru pentru unele facultăți care au un se pot echivala în timpul unor materii de office. Nu mai știu, și la medicină există office, din câte știu, și da? La mai multe facultăți. A, stai că parcă am auzit ceva. Nu mai știu exact. Și la colegii mei de la Politehnică din Timișoara, că ceva că se echivalează dacă... Da, 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 cred că ai dreptate. Da, atât, dacă în rest nu... Dar în rest nu te ajută la nimic. Și hai să fim serioși, da. Cine dă bacul la info și nu știe cum se facă un office sau să creeze un folder sau ce-ți mai cere? Da, acum... Despre atestat e cam același lucru. Din câte știu, tot profesorul primește niște bani în plus că îți corectează, aici e suma și mai mică. Deci mi-a povestit proful de info că e undeva la 3 lei sau 4 lei pe atestat pe corectat. 4 lei? Deci e o sumă foarte mică. Pe 4 lei ori 30 de elevi? Da. 120 de lei. Da. E ceva. Da. Dar totuși asta... Doar că... Sunt proiecte inutile. Atestatul ăla prezintă că tu ai niște cunoștințe în domeniu, nu știu, inginer, nu mai știu exact, inginer de sistem. Eu știu că e ceva inginer în operarea calculatorului sau tehnician în operare, ceva de genul. Da. Ah, uite, altă fază care, faină care mi s-a întâmplat la competențele digitale. Am avut o colegă la competențe care din greșeală în timpul competențelor și-a șters folderul. Nu glumesc, dar nu era o colegă care, să zic, nu știa să folosească calculatorul sau ceva. Da. Era o colegă deșteaptă, adică nu puteam să o acuz că nu duce capul și l-o șterzi din greșeală. Chiar nu știu exact ce s-a întâmplat, poate au avut o zi mai proastă și chiar l-o șterzi din greșeală. Dar a venit inginerul ăla la finalul competențelor, a venit la ea și a zis, zi-mi și mie un coleg de-a tău care știe mai bine să-i pun proiectul tău. Să-i pun în locul proiectului tău. Da. Nu, îți dai seama că eu șterg ceva pe acolo, dar l-o trimis așa. Nu. Da, oricum, ca să nu pară că e identic. Noi când am dat atestatul, am stat toți pe web, WhatsApp și am copiat unul de la altul. Gen, eu am rezolvat la câțiva colegi și tot așa. Deci, e degeaba. Plus că... Spune. Voiam să intru mai repede în timpul examenului pentru a termina cât mai repede să pot să plec acasă, că eu eram davetist și ca să prind autobuzul cel mai devreme... Mă grăbeam. Sau tot la fel cu atestatul? Oarecum n-ar trebui să zic chestiile astea. Că tot cu atestatul, când eram a 12, am făcut vreo 5 sau 6 milioane. Că făceam atestate pe 1,5 milioane, 2 milioane și îți dai seama că veneau oameni la mine de prin liceu să le fac atestatul. Păi și uite, ce făceai? Că luai de la 1, modificai puțin
fontul scrisul și ce mai era pe înăuntru. Paul, nu strica afacerea, ce faci? Parcă ai zis că nu vorbim asta aici. Deci, cam asta și, făceam. Și eu cunosc persoane care făceau asta, dar până la urmă nu cred că a fost nimeni să pice atestatul, sincer zic. Da, nici eu adică... nu știu pe nimeni. Adică din 4 ani de liceu nu pica nimeni și la mine erau 150, ori 4 din 600 de elevi la mine nu pica niciunul. La mine în liceu. Eu am fost la un liceu cu 9 clase pe... Noua? Generație. Da, dar erau 3 de mate info, 2 de intensiv și una de neintensiv. Da, la mine erau 5. Da, pot să zic că informatica a fost, chiar a fost ok predată, bazele. Nu mai mult, dar a fost ceea ce a fost important, a fost foarte bine. Da, și la mine la fel, adică nu mă plâng. Chiar bazele ni le-au pus bine. Ideea e că nu poți să judec profesorul că, na, promova ECDL-ul, promova atestatul, că până la urmă e venitul lor. Da, și asta e adevărat. Dar totuși... Am zis că n-au un venit, na. Să nu ne-l prezinte ca o chestie gen... Pe mine ce mă deranjează e când ne împachetează așa frumos și când noi creștem mai mari, descoperim că ne-au vândut un căcat. Gen. Da. Măcar să ne zică de la început, bă, nu vă folosește, dar, na, trebuie... Și, dar să nu ne mintă, frate, asta mă enervează, că ne minte efectiv pe față. Și asta mă deranjează cel mai tare. Ideea e că la noi l-au promovat mult în a noua, când eram, abia știam info, învățam info. Și nu știam noi prea multe, eram ușor de păcălit. Dar fix așa și la noi, când eram a noua, direct ne-o dat vrăceala că, cred că în a noua și a 10-a i-am dat IC3-ul. Fix atunci ne-o dat vrăceala că trebuie, că nu știu ce, că de-astea. Da, și la noi. O zis că să-l dăm acum, că după aia în 11 și 12 nu mai avem noi timp. Da, că e fix așa, că nu mai avem timp, că nu știu ce, că... Mă rog, de ale liceului. Da. Cât am învățat eu de a 12-a de BAC, cred că puteam să dau gen a 12-a cu o săptămână înainte de BAC. Timp să învăț și pentru BAC și tot. Acum, pe scurt, dacă ar fi să încheiem subiectul ăsta cu facultățile, cu dosar... Hai să zicem că tu aplici cu dosar, nu ești un elev foarte bun și te bucuri că ai intrat la o facultate bună. Că ai avut o notă mare în BAC, ai avut o zi bună, ai avut noroc și BAC-ul nu e așa greu. Dar până la urmă, dacă ai intrat la facultate, aia nu înseamnă că o și termin. Da, asta e alt punct de vedere. Că nu toți care intră la o facultate o și termină. Unii se mai lasă. Eu văd la mine la facultate că deja s-au început să se lase și au trecut un semestru doar. Da, așa a fost și în Anglia. Deci în Anglia, în primul an, eram 300, în al doilea an am fost 150. Deci jumate, efectiv. Ori s-a lăsat, ori au picat. Dar știi care e faza? În Anglia, ăștia dau la facultate cum dăm noi la liceu. Gen, noi la liceu ne hotărâm cam ce am vrea noi românii, cam ce am vrea în viață, știi? Și în funcție de aia ne orientăm. E bine, în Anglia, ăștia la facultate au faza aia cum avem noi la liceu. Și mulți abandonează. Da, nu prea e ok. Dar, na, până la urmă, asta e sistemul lor de educație. La noi, câte informații trebuie să acumulăm la liceu, îți cam dai seama de ce vrei să faci, având în vedere că faci orice e posibil la liceu. Da, adică teoretic faci, practic, întreabă-mă ceva teoretic, da, chimie, practic, biologie, istorie, da, geografie, dacă ai prof, nimic. Dacă ai prof din aia care te pun să înveți la materia lor, să trebuiască să treci, nu să treci, încă nu înveți de 5, trebuie să înveți de 10 ca să iei 5 la ei, na. Pe și nu ești pe profilul lor. I-am avut profesor la geografie care efectiv deschidea catalogul și trebuia să zicem capitalele dintr-un continent, din America, Africa sau Europa, și dacă nu știam o singură capitală, ne dădea 2. Și am luat 2. Dar întreabă-mă acum capitale, că nu mai știu niciuna. Gen, am învățat de frică, n-am învățat că mi-ar folosi la ceva. Bine, îmi folosește, că să nu fiu idiot, să nu zic că București află în Africa, bă, sau ceva de genul. Dar totuși... Cultura generală, dar mai mult. Uite, acum suntem în 2020, ai telefon la îndemână, ai... Cred că oriunde ai internet, nu știu, ai acces oricum la informație. Geografia, imediat poți să afli ceva din geografie, din biologie, din istorie. Deci materiile astea unde ai detocit, dacă nu te interesează neapărat ceva și nu vrei să continui în domeniu, oricând poți să cauți informații după aceste domenii. Deci nu-i... Profesorii, până la urmă, eu zic că și puțin în urmă.
că tehnologia a evoluat și a rămas în urmă. Ei nu, încă nu înțeleg că poți să, nu știu, să înveți geografie online, să zicem, că trebuie să cauți online și înveți. Ei încă da, cred sau... că trebuie să stai stuiți pe atlase, să chestii de genul ăsta. Uai, încă n-am văzut un prof de geografie tânăr. În gimnaziu aveam atlase. Și mă uitam pe frate, atlase. Și atlase. Mie în gimnaziu îmi plăcea foarte mult geografia, sincer zic, și învățam acasă singur, gen, mi-am uitat manualul intenționat acasă la finalul clasei a 6-a, 7-a, ca să-l am eu să învăț, că mi-a plăcut foarte mult manualul ăla. Și încă l-am. Și chiar îmi plăcea foarte mult să stau să mă uit pe... Bă, chiar eram pasionat de geografie și acum e interesant. Dar și eu... Calculam foarte multe chestii. În clasa 6 am fost... Statistici. Am fost la Olimpiada Județeană de Geografie. Bine, am ieșit pe locul 15 din 20. Da, am fost totuși, îmi plăcea mult. Știam râurile din Europa. Știam multe. Da, până la urmă, în gimnaziu e important să faci de toate. Asta e o altă chestie. Că nu poți să știi tu în gimnaziu ce vrei să faci mai departe, oricât de căpoți și încăpățânat. Și zici tu că vreau să fac exact aia, n-o să, nu știi sigur. Până nu încerci de toate, nu știi sigur în gimnaziu. Abia în liceu, ușor, ușor, îți cam dai tu seama ce vrei să continui mai departe. Și de tehnologie îmi plăcea mult, că și la Olimpiada de Educație Tehnologică am fost într-a cincea, că îmi plăcea chestia aia cu arhitectura, să desenez uși și chestii. Frate, dacă ar fi să povestesc acum, am fost la Olimpiada în clasa nouă la geografie, la Olimpiada locală, pe școală era, de fapt, nu locală. Da. Și era în timpul orei de franceză și ghici de ce m-am dus. Franceză. Logic. Și m-am dus acolo și n-am mers numai eu. Am mers, cred că, toată școala ca să scape de ora care era atunci. Și mie nu au mai avut subiect să-mi dea. Și mi-a dat subiectul cu barem de desubt. Frate, la Olimpiada aia am luat 99 de puncte. N-ai cum. Da, și eu știu că eram foarte minunat când spunea profa de educație tehnologică că are un fiu care lucrează la Microsoft. Și eram așa, wow! Jură-te! Și acum când văd ce am reușit să mă duc la ea să-i spun, ar fi ceva. Până la urmă, e important să faci de toate. Profa mea de educație antreprenorială și economie, din a 9-a și a 10-a, deci are vreo 3 fii, unul la Microsoft, unul la Mercedes, dar în fiecare zi ne povestea. Știi cum începea? Făceam 10 minute, oră, după care, nu știu dacă m-am spus, dar fiul meu... Da, și eram toți sub bănci, ne-ai spus seama. Femeie în fiecare oră. Știm. Da, mă rog. Să fii prof, nu știu, cred că m-aș plictise să fiu profesor, să trebuiască să fiu 6 ore pe zi la școală sau aproximativ 6 ore pe zi, că poate nu în fiecare zi am... Mie mi-ar place să fiu profesor de info. Păi m-aș duce în tabere cu elevii, aș da beții, aș corecta testele, m-aș lua de aia care nu știu, i-aș scoate în fiecare zi pe aia care nu știu info la tablă. Aș face numai mișto de ei. Mie mi-ar place să fiu profesor. Exact la fel era proful meu de info. Care nu știu, erau și la mate. Și gândește-te, cine nu știa mate? Eu nu știam mate. Păi nici eu. Cine era în fiecare zi la tablă? Îmi place. Și eram numărul 15 în catalog, deci eram fix la mijloc. Și când deschidea, știi cum făcea profesorul meu când deschidea catalogul? Punea efectiv degetul între pagini, se uita înainte unde-i mijlocul, punea degetul acolo și după se făcea la mișto cu hai să deschidem catalogul aiurea. Ba, am deschidat catalogul. Mă, trăgună! Hai cum? Mă rog, amuzat. Dar eu chiar apreciez profesorul meu de mate că m-a scos la tablă, că până la urmă asta e o metodă eficientă să-l faci pe prost să învețe. Bă, da! Nu aș fi înțeles, dacă stăteam... Eu de bunăvoie nu ieșeam la tablă, la mate, că știam că-s prost. Și mai bine mă scutea așa obligatoriu, că a fost un prof foarte bun. E chiar proful de info și proful de mate, respectele mele. Da, dar e ok, gen, să scoți la tablă, dar nu să faci mișto de ei. Că eu am avut colegi care când îi scotea la tablă și făcea mișto de ei, plângeau, frate, în liceu. A, nu. Știi? Bă, eu asta-i și țineam la glumă. Adică putea să facă mișto de mine, că țineam la glumă. Eu nu prea țineam la glumă clasa nouă. Mă supăram rău. Da, după, eu da. Am jucat fotbal în clasa 9, eram portar la echipa clasei și am jucat la ceva campionat. Da. Și am jucat cu cea mai bună echipă din liceu atunci, ceva clasă mai mare, erau 11 parcă. Și am primit o minge în față, frate, și a rămas chestia asta că am primit o minge în față și că nu știam ceva la mate ce zicea proful. A, mai simți mingea aia în față?
Dai seama, tot liceul 4 ani numai despre asta a fost vorba. Da, păi dacă atât de mă rușit să găsească. Stai să vezi, mi-a mai primit foarte multe goluri, așa tot așa la un meci la campionat. Da. Și a venit proful de info, noi aveam mingea clasei. O ceru mingea clasei, o luat-o și scotea frate din geantă, o scos un mâner să mi-l dea, uite, mâner pentru minge, că poate o prins de data asta. Păi hai că o glumit odată, mi-a arătat un... O mai scos un mâner. Și au mai scos un mâner. Cred că 5 mâneri au scos, frate. Pentru minge, să am eu mâner la minge. Deci îți dai seama că își băteau joc de mine profesori în ultimul hala ăștia de foști de mate. Păi da, da. Da, dar se și noi râdeam cu ei, îți dai seama. Păi da. Râdeam cu ei, adică nu mă simțeam eu prost. Chiar au fost prof foarte buni. Mate prost cu 5, dar măcar era mai știut față de poate la altă clasă unde era un prof mai slab. Și luam multe marcă, aș fi copiat. Jur, sincer, jur, nu cred că am jur. Copiat vreodată la testele lui. Deci și eu tot la fel, 5, 6, 7, 7, deci dacă era ziua mea de top, luam 7. Și la BAC, cum să zic, pregătirea pentru BAC a fost așa, fix. Gen, făceam subiecte de BAC de 8-50, fără să mă pregătesc deloc. Doar fiindcă învățam ca să nu pic clasa, gen. Da, uite, eu... știu că la mine în județ, anul trecut, s-a mai dat o simulare de BAC. Da. Și eu am fost plecat în Cluj atunci, nu mai știu exact pentru ce, dar n-am ajuns la simularea aia. Și eu în simularea, prima simulare de BAC la mate, am luat 4. Și proful de mate era cu ochii pe mine la simulare, că zicea să vin și așa, și eu ziceam că nu prea pot, și zicea hai să vii. Și n-am mai venit. Mă, și s-a supărat așa tare pe mine că nu mi-încheia media la mate, frate. Eu eram la cursul festiv și mi-a zis când mi-a dat diploma aia, gen că am absolvit, proful de mate să nu-mi dea diploma, că eu n-am absolvit încă, că nu mi-încheia media la mate. Ce? Dar, na, îl înțeleg pe el, că voia să, pentru mine să învăț mate și chiar mă determina să învăț mate, că la BAC am luat 9.30. Eu am luat și... 9.25 sau ceva la mate, tot pe acolo. Da, oricum, e notă, când ai dat tu BAC-ul, cred că era mai greu BAC-ul. În 2016 l-am dat, parcă. Mie mi se pare cu cât e mai nou BAC-ul, cu atât e mai ușor. Nu chiar. Pentru că... Care e diferența dintre noi? Uite, era perioada... De câți ani? 2 ani. Nu, eu am dat BAC-ul în 2019. Ah, ok. Că ăla din 2017, sincer, toate subiectele din 2017 mi s-au părut mai grele ca ăla din 2016. Dar la din 2018 erau mai ușoare ca din 2016. Nu știu, nu-i constantă chestia asta. A fost perioada aia în trecut când au fost când nu erau camere la BAC și copia toată lumea foarte mult. Dar era din 2010 parcă s-a pus, sau din 2009. Da, și după aia când s-a pus camere prima dată, probabilitatea a fost praf. Da, 40%. Sau, uai, ne-a zis profa mea de info o poveste odată cu camerele că... Ci că primul an nu înregistrau și audio camerele. Da, și da. S-a pus cineva, gen cum a pus camerele, s-a pus într-un unghi mort și efectiv se vedea pe cameră cum toți elevii se aplacă să scrie, după care se ridică toți deodată, așa se uită undeva, după care toți se aplacă să scrie, toți se ridică și așa mai departe, că copiau, le dicta cineva din sală. Na, aș până la urmă, dar... Na, dacă... Așa era privit examenul ăsta înainte, nu prea pot să schimbi ideologia. Uite, de exemplu, dacă ai un frate mai mare și spune că la el la BAC se putea copia, parcă ești puțin ciudos pe el. Nu, de ce? Că știu că BAC-ul meu care contează copia și tu trebuie să vezi. Pe oricum învățam, da. Adică nici nu era vorba să copiezi la BAC. Da, într-adevăr, și asta e o chestie, dar după cum am vorbit și de admitere, cum se putea frauda, cum se poate frauda examenul online, se poate frauda și ăla fizic. Deci, da. O să vedem ce o să rămână până la urmă cu alternativa asta cu examenul online și cu admiterea online sau cu dosar și până la urmă o să mai discutăm eventual. Acum vreau să discutăm despre interviurile din România. Ai participat până acum la interviuri la vreo companie în România? În România doar la Nokia. Și dar cum a fost? Cum ți s-a părut? Banal. Adică mi-a dat ceva subiect de... Nu mai știu ce a fost. Dar cum o decurs? Adică trebuie să te duci la ei sau online? Nu. Eu eram în Anglia când am dat interviu pe Skype. Și m-a întrebat despre ce fac, ce mă pasionează. Da, cu întrebări de-astea normale. Și mi-a dat ceva problemă de OOP cu o clasă, cu profesori și nu mai știu, să calculez medici sau ceva.
Și trebuia să fac, na, clase și obiecte și mai mult să vadă că știu noțiunile astea de moștenire și așa mai departe. Și mi-a lăsat o săptămână să o fac. Gen, n-a trebuit să o fac pe loc. Și să-i o dau peste o săptămână. Fain. Ceea ce a fost super, super ok. Eventual mai întrebai un coleg. Păi nu, gen, la cât de ușor era, mi era jenă să întreb, sincer. Dar, în schimb, am dat și la Amazon și la Google, tot la fel, online. Trebuia, prima parte era ceva chestionar de personalitate. Îmi spun vreo 50 de întrebări parcă am primit. Că ce-i face în diferite situații și tu bifezi acolo de la 1 la 5. 1 dacă ai face, nu, 1 dacă n-ai face deloc și 5 dacă ai foarte face, gen. Mă rog, era scara asta de la 1 la 5. Și după care două probleme. La Google m-au respins, dar la Amazon am trecut de ambele seturi de probleme și de chestionarul ăla nasol și am primit mail că nu știu ce, că te vom contacta în cel mai scurt timp posibil și după o lună ne-am scris că, hei, că am trecut, na, care-i faza, când ne auzim? Și zic că o să-mi scrie înapoi in the following weeks și nici acum nu mi-am mai scris. Din chestia asta de ghosting, parcă așa se numește, mi se pare cea mai de căcat, că poți să dai un mail înapoi, da. Știi? În România ai pățit asta sau la Amazon în afară? Amazon UK și tot la fel Google UK. Uai, ce nașpa. Da. Uite, eu la ce firme am aplicat și m-au respins pentru că n-aveam eu CV, chiar mi-au scris că o trecut mai departe și na, le pare rău, dar o să rămână CV-ul lor în baza lor de date și o să mă contactez eventual. Bine, mi-e și rușine cu CV-ul pe care l-aveam la început, așa că mai bine că nu m-au acceptat. Dar mie, uite, am mers la câteva companii în România până acum și nu mi s-a părut foarte ok. Primul rând pentru că nu a fost online, toate erau fizic. Și dacă, hai să îți povestesc ce am pățit, nu ce am pățit, ce experiență am avut la o companie. Am aplicat la o companie în Cluj pentru un post de internship, cred. Eu aplicasem mai mult ca să văd cum decurge interviul, nu neapărat ca să obțin postul respectiv, pentru că asta s-a întâmplat acum două luni, cred, aproximativ două luni. Și eu eram ocupat și cu facultatea și proiectul ăsta Infonau și parcă nu m-aș fi băgat și la internship. Voiam mai mult să văd dacă totul decurge bine la interviu și dacă chiar aș trece, să văd dacă aș obține o ofertă. Și am aplicat, m-au chemat la interviu. A trebuit să merg la sediul lor, am ajuns acolo la sediul lor, iar apoi, după ce am ajuns la sediu, am crezut că mă pun într-o sală separată să dau interviu, eventual să discut cu cineva. Și ceea ce se întâmplase era că m-au dus într-o sală unde erau programatori pentru firma lor, gen lucrau acolo, discutau între ei proiecte, adică scriau cozi și se mai întrebau unul pe altul. Și m-au pus la un laptop, am crezut că îmi dă și mie o problemă de info să rezolv. Și ce mi-a dat de fapt erau ceva test online de logică, ceva, erau întrebări de genul dacă A, B, C, D, E, F, G persoane stau într-un cerc, află dispunerea lor în cerc cu următoarele condiții. În stânga lui A nu se află C, să zicem, la două poziții, în stâng-dreapta lui A nu se află D. Și nu era o singură întrebare de genul ăsta, erau 10 întrebări, numai, erau pe diverse subiecte câte 10 întrebări. Oameni dispuși în cerc, acele unui ceasornic, ce ungheau, chestii de genul ăsta. Și n-am avut deloc întrebări de programare. Serios? Și tipul aia la început, da, deloc. Și asta m-a luat prin surprindere. Am crezut că dau și un test tehnic. Și tipul aia la început mi-a zis că testul ăla ar lua undeva la cel puțin 45 de minute, că e destul de lung. Avea, cred că, 50 de întrebări, ceva de genul. Da. Și cred că după 12-13 întrebări m-am plictisit efectiv, că chiar nu găseam niciun rost și eu nu voiam să obțin oferta neapărat. Adică nu-i de parcă depindea oferta aia, nu depindeam eu de oferta aia. Și am zis că las așa și completez la nimereală. După 20 de minute, 25 de minute, am zis că am terminat. S-o mirea că am terminat așa de repede. Am zis, da, am terminat eu mai repede. Și ce a rămas? Cum a rămas? Ideea era să mă contacteze ei eventual. Dar eram sigur că nu o să obțin pentru că am pus la nimereală subiectele și răspunsurile. Și a rămas așa, cu un gust amar, că o zi întreagă mi-am ocupat-o cu interviul ăsta pentru că toată ziua m-am gândit la el și am plecat și mai devreme, cred că de la cursuri
Și nu era destul de aproape, adică nu era, să zicem, că autobuzul mă lăsa undeva și în 2 minute ajungeam acolo. Era, cred că am mers 20 de minute pe jos, până la compania respectivă. Da, mie mi s-a părut că aș fi putut să dau interviul ăsta online, având în vedere că era un test tehnic și erau pur și simplu teste grilă. Nu era ceva să-l dau de față cu ei, să rezolv o problemă, să scriu undeva pe foaie. Era, a fost pur și simplu ceva online și nu mi s-a părut foarte interesant. Păi na, fiecare companie are metodele ei de a evalua internii. Dar nu știu, unele chiar mi se par depășite. Da, sincer zic, adică cred că mai mult efort o depus că m-o chemat acolo și că și-o consumat un loc cu mine. Nu știu, acolo în cameră. Da, Paul, pentru eventual... Ți se pare mare efort să dai un telefon și să chemi pe cineva la interviu? Adică dai un telefon, 5 minute durează, după care te asiguri că ai unde să-l pui pe ăla și aia e. Nu mi se pare mare efort din partea lor. Că asta zic, că ești gen un candidat, poate fi foarte ușor înlocuit de alt candidat care vine. Da, înțeleg asta. Că nu-i mare efortul da, investit. Ce... Și am mai fost la interviu în România și tot așa, de fiecare dată a fost în persoană fizică acolo. Acolo a fost mai ok interviurile astea, cred că mi s-a părut cel mai nașpa interviu, pot să zic. Dar ce ar fi important acum e dacă au început companiile să considere în perioada asta interviurile online, să recruteze oameni online. N-am idee, sincer. Că probabil fizic acum... Păi da. Acum fizic nu cred că mai recrutează. Nu, cel puțin unde lucrez eu e închis sediu. Gen, nu mai intră nimeni. Da. Da, se mai recrutează oare perioada asta, sincer? O să continuăm și la asta când o să ajungem la internship-uri, la subiectul de internship-uri, pentru că acolo am mai puțin mai mult de discutat. Da. Eu asta zic, ar putea să evolueze puțin lucrurile. Și dacă tot chestia asta cu carantina, cu izolarea, a dat un boost de evoluția tehnologiei în România cel puțin. Că înainte să folosească un prof calculatorul să predea, frate, era ceva jur. Ieșit din comun. Și plus că mi se pare că s-a accelerat puțin și digitalizarea asta, oarecum. Adică lecțiile se dau PDF-uri, cum ar fi normal, nu mai trebuie să notezi ca prostul de mână să scrii dictare. Deși sunt unii profesori care și acum pe Zoom dictează, frate, și trebuie să scrii în caiet. Nu poți să dea documentul ăla să-l trimită ca fișier. Trebuie neapărat să-l dicteze, ca așa știu ei. Gândește-te că mulți au rămas cu reflexul dinainte, adică nu cred că poți să scoți asta din mintea unui profesor. Păi, totodată a început în companiile din România, nu știu, ședințele să fie online și chestii de genul ăsta care înainte nu erau întâlnite. Asta e cel mai important. Că... Uite, majoritatea din câte am înțeles e un studiu făcut și au aflat că e cel mai eficient să stai acasă să lucrezi decât să lucrezi direct de la companie, din biroul companiei. Păi clar e mai eficient, dar nu Ești știu. Ești mult mai productiv. Mie asta a fost productiv oarecum în prima lună, dar mie acum sincer mi-e dor de colegi, mi-e dor de miștorile pe care le făceam, mi-e dor de colegile mele, știi? Tipele de la... Asta da, așa. Până la urmă da, dar zic, parcă ai putea să minimizezi timpul ăsta în care stai la birou. Poate ar trebui să vii numai o dată pe săptămână la birou eventual. Da, ar fi. Loc de 5 zile și restul lucrezi de acasă. Ar fi ceva. Dar oricum, gen, cel puțin la mine, ședințele oricum se țineau online. Că vorbim cu oameni care nu-s din România, știi? Deci pe partea de ședințe nu-i mare diferență. Uite, acum dacă ar fi să vorbim despre internship-uri. Perioada asta nu e chiar cea mai bună pentru a-ți găsi un internship. Eu am un prieten care a aplicat la Amazon și a ajuns la stadiul de interviu, a trecut interviu și a zis că le pare rău, dar nu mai poate să-l ia pentru că din cauza perioadei astea. Serios? Cam toate companiile s-au oprit să-și caute interni acum. Pentru că trebuie să diluiască cu internii pe care îi iau actualmente. Da. Majoritatea internship-urilor ori au fost anulate, uite, am o listă cu toate companiile, cu internship-ul companiilor, ori au fost anulate, ori au fost mutate online. Și cred că cea mai importantă companie care și-a anulat internship-urile e Airbnb.
De tot, de tot? Anul ăsta, cred că doar vara și l-a anulat, dar în principiu, cred că tot anul ar fi o variantă. Nu cred că i-a anunțat oficial până când s-a anulat, dar ideea că s-a anulat. Păi da, dar oare... Uite, canceled summer. Gen, pune-te și în locul lor. Că decât să vină niște interne care nu știi sigur ce stare de sănătate au, e clar cel mai bine învață când au pe cineva să întrebe. Adică una e să dai un mesaj și aștepți să ți se răspundă și alta e să te duci la un coleg care deja știe, știi? La un angajat pe bune. Îl întrebi și te ajută în 2-3 secunde. Și decât să-și asume riscul ăsta, să îmbolnăvească oameni care efectiv sunt esențiali și care trebuie să diluie niște task-uri, decât să riște să rămână fără ei, mai bine anulează internship-urile. Adică mi se pare o măsură oarecum ok, acceptabilă. Uite, companii mari precum Google sunt în hiring freeze, adică oamenii care au trecut de interviuri sau care au aplicat pentru interviuri nu trec mai departe. A, gen... Chiar dacă te-ai chinuit să treci interviul și chestii de genul ăsta, ne pare rău, nu putem. E înghețată oarecum statusul, nu? Da. Am înțeles. Nu că e înghețată, refuzați oamenii. Ați refuzați? Deci asta e chestia, nu mai angajează oamenii. A, da, okay. Nu mai angajează oamenii. Eu mă gândeam că dacă ai cum trecut... Cum e tipul ăsta de la Amazon? Gen, eu mă gândeam că dacă ai trecut, eventual după ce se termină perioada asta, gen din iarnă sau următoarea primăvară când s-o termina, se rea tot, adică ea care a trecut de interviu, nu a continuat de unde ar fi trebuit să continue în mod normal. Nu că se anulează total. Nu chiar. Na, asta. Uite, eu am aflat încă de acum aproximativ o lună că nu o să mai plec în Elveția și o să fie remote. Da. Internship-ul. Dar am avut noroc pentru că în România există birouri Google în București. Pentru că am un prieten din Georgia care și el trebuia să fie intern vara asta. Și i-a fost anulat internship-ul din cauza că Google nu are birouri în Georgia. Mm-hmm. Și i-a fost promis eventual un internship anul următor. Gen, i-a fost promis sau pe bune sau e vorba da. Că... Da, da, da. Ah, ok, atunci ok. Nu, chiar e un internship pentru anul următor. E ok. A, totuși, trebuie să aștepți un an acum și e foarte bine. Da, dar măcar ești, ai nici ceva sigur. De acasă nu-i plăcut. Da, dar nici lucratul de acasă nu-i plăcut. Păi te cred, că știu cum e. Lucrez de... Cred că se fac 2 luni. Crezi că s-au grăbit puțin companiile mari cu decizia? Pentru că Google, de exemplu, din câte știu, pentru toți internii de anul acesta e decizia aplicată. Nu doar pentru cei de vară. Și toamnă și iarnă inclusiv. Păi nu s-au grăbit. Că oricum, gen treaba asta, eu zic că o să ne întoarcem, poate ne întoarcem la toamnă, vedem cum evoluează lucrurile. Dar decât să riști, mai bine better safe than sorry, cum ar zice Durex, știi? Da. Da, e mai bine decât să-și anuleze toate internship-urile, e ok până la urmă. Și, da, acum depinde și de fiecare om în parte, dar din câte am înțeles... Dacă ar fi stat, cred că fiind o companie mare, e greu să diluiască cu fiecare om în parte după țara în care au avut internship-ul, pentru că poate o țară o să-și retragă restricțiile mai devreme decât alta și o să poți să te angajezi mai repede acolo. Dar decât să stea pentru fiecare în parte, o zis că așa fac la toată lumea și gata, ca să nu fie... E mai ok, că nu... Probabil să nu fie chestia asta, că nu e corect. Da, și discriminări de astea de țări sau cum să numi. Da, da, exact. Păi super, atunci mersi mult că ai discutat cu mine. Sper să mai facem un episod în curând, să discutăm de chestiile alea cu Mac și să mai povestim. Da, mersi mult de invitație.